Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Numai Turghenev vă cunosc spate, dar nu pentru că Raluca Turcan, ministrul culturii, sesizată de delațiunea site-ului Europa Liberă, aparținând familiei Tănase, soț și soție, au tovarășe de viață, a interzis celor două filme, nu, cinematografelor să dea cele două filme rusești, la care eu v-am indicat să vă duceți, pentru că sunt filme extraordinare, dar nu vă mai puteți duce. Voi vorbi despre această, cum să zic, zugărnicie băloasă a doamnei Raluca Turcan și o să spun și că eu aș pe temeiul a ceea ce a făcut, aș putea să-i cer demisia, pentru că o să vedeți și de ce. Dar nu e pentru că e pe undeva pe aici, Turghenia. A, uite-l aici, uite-l aici, uite-l aici și așa, ca să mă... Noroc că Raluca Turcan nu poate interzice, noroc că site-ul delator al familiei Tănase nu știe că eu citesc pe Turgeniev. Pentru că ar trebui să mă denunțe și pe mine, să vină să mă aresteze. Cum de citesc Turgeniev? De ce nu citesc, cum să zic, pe maestatea sa Mihai I? Nu știu pe ce vreți, sau pe asta, prințesa, cum îi spune, Margareta, Duda. Bun. Tot în cazul delațiuni, autodelațiuni, autodemascării, vă spun că la ora actuală mi-a picat să recitesc Saltykov-Shchedrin. Este un mare, mare satiric rus. Este, nu e chiar ca Gogol, dar e uriaș. Are 9 volume publicate. Noroc că înainte s-au publicat. Și m-am uitat pe ocazie și am văzut că cineva avea cele 9 volume. M-am dus, când am ajuns acasă la prânz, m-am dus la bibliotecă la raftul cu rușii, care și ăla ar trebui controlat de SRI, cum de că eu am un dulap cu literatură rusă și chiar sovietică. Ar trebui să am numai cu literatură americană. Am și cu literatură americană, nu nicio problemă, dar normal. Ar fi să am numai cu literatură americană, restul nu mai există literaturii. Și acolo m-am uitat și am văzut că am Saltykov-Shchedrin, un volum opere alese din 54, așa cu caricaturi, și am văzut că am numai 4 volume. Și când m-am întors la asta, mi-am dat seama că ce era indisponibil. Trebuie să caut acum să cumpăr pe rând, volumul 5, volumul 6. Bun. Și ca să închei, nu are, vă anunț că mă uit la Vichigi. Și dumneavoastră să spuneți, aha, parcă vă uitați la Ivan cel Groaznic, la Sofia, la Vikingu, la filme istorice rusești. A, va influența Raluca Turcan, care o să vă arăt și poza ei de tovarășe. Tovarășe, poate vă arăt, are o poză așa. Da, cred că la doamna Turcan, cu toată dioșia, dacă când mă uit la ea, îmi dau seama cum de rău nu se prăbușește sub greutatea fardului, cum era aia, Zubaida a lui Harun al-Rashid, nefasta, nu chiar mai multe, dar aia o oficială care avea atâtea bijuterii pe ea încât erau două tipe care o țineau să nu cadă, așa ceva. Bun, o să vedem. O să vorbim despre această zugărnicie băloasă și această victorie uriașă a României în lupta împotriva Federației Ruse. În sfârșit avem și noi o victorie, că la Odessa n-a fost, mă rog, am trecut Nistru cum l-am trecut, iar la Stalingrad ne-au alungat aia vreo 500 de kilometri rușii, nu mai știau ai noștri, le crăpaseră izmenele, da, mă rog, eroismul românesc. Bun, de ce mă uit? Mă uit pentru că am citesc istoria ale Rusiei și
dau mereu de un nume. Oleg. Oleg de Kiev. Gata, aceasta ucrainean. Rusii, rusul mic, că așa le zice, rușii mici și rușii, rușii mari. Și mi-am amintit că eu am văzut, când am văzut Vikingii și am văzut toate cele 6 sezoane, sezonul 6, dacă vă amintiți, Ivar, cel fără de oase, ajunge la Kiev, la Oleg. Până la vremea respectivă nu știam aproape nimic despre Oleg, despre Kiev, despre Rusia veche, Rusia kieviană. Și am fost atent, era serialul împărțea sezonul în două. O parte se petrecea cu Björn acolo la Kattegat, da, mă rog, aventuri, și din coace la Kiev, și aventurile lui Ivar. Și nu m-a preocupat, nici ce spunea, nu, nici Oleg, nici ăla, n-am fost atent. Și acum zic, păi ia să văd eu acum, să văd cum îl prezintă pe Oleg, de fapt, serialul Vikingii, care nu-i rusesc. Hai să vă spun câte un cuvânt. Deci, mă autodenunț. Am cumpărat de pe Amazon, am primit prin poștă, ceea ce mă mir că poșta română, și uite, fac aici o delațiune. Cum adică, mă, poșta română mi-a dat mie, mi-a adus mie, chiar contra cost, această carte de istoria Rusiei? Aoleu, păi poșta română ar trebui, potrivit lui Turcan și a presei tefeliste, să nu dea nimic despre Rusia. Să distribuie, chiar dacă unul nebun ca mine a cumpărat istoria Rusiei, una, am vreo 7-8 cumpărate, să vină și să spună, nu, domnule, nu, noi nu difuzăm. A cumpărat treaba lui să dea înapoi cartea. Nu, eu dăm, nu. Noi numai istoria Americii, atâta. Și eventual la Anglii, dar nici aia nu. Hai să citesc pe scurt. Se vorbește, se numește La Rus de Kiev, da? Zice așa, în 882, Oleg îi asasinează prin viclenie pe cei doi frați, pe Ascold și Dir, și se instalează la Kiev, considerată la vremea respectivă mama orașelor rusești, ci că el ar fi atacat Constantinopolul și mai spune aici în carte, uite că sunt corect, vorbește de ucraineni, așa, da, ce mare era acest Oleg, care era kievean, nu rus, așa, și că despre el este vorba în toate cântările, poemele kievene, numite biline. Biline, nu știam asta, da? Și spune, uite și aici, da, nimeni la Kiev nu știe cu certitudine unde a fost înhumat Oleg, după unele versiuni a fost la Novgorod, și zice că pentru cronicarul kievean, primul prinț rus nu putea fi înhumat decât la Kiev și că l-a înhumat pe colina Cecovița. Și că mormântul există până azi, se numește mormântul lui Oleg. Domnia sa a fost de 30 de ani. Ce păcat că e război, ce păcat că eu l-a jur pe Zelenski. Că mai nu ce, să văd și eu Rusia kieveană. Am înțeles că sunt multe. Bun, uite, chiar dacă e vorba de Ucraina, da. Bun. Și acum, revăzând, am văzut deja un episod, domnule, deja am altă lumină în cap. Adică înțeleg pe Oleg, Ivar merge când asasinează pe unul din aceștia, când îl găsește pe Igor, care va fi moștenitorul și chiar va fi, povestește cum a cucerit Constantinopolul, merge către Novgorod. Până acum nu spune nimic. Novgorod, orașul ăla liber, știți că era un oraș liber cucerit de Ivan al III-lea. Era un oraș unde era șefă, era adunarea cetățenilor. Vecea, așa se numea, cred că așa se pronunță bine, și avea un clopot. Bam, când era de hotărât ceva, suna clopotul ăla, veneau cetățenii orașului și sigur că se lua o decizie.
E, Ivan al treilea, ăla, cum să zic, ăla cu Olena, Ivan cel Mare, le-a luat clopotul și-au cucerit Novgorod. Foarte interesant. Interesant că chiar dacă filmul acesta, Vikingi, nu e rusesc, e făcut de ruși, Oleg are o problemă. Eu spun lui Ivan, bă, deci noi până acum am mers numai spre est să cucerim. Hai să mergem și spre vest. E o temă fundamentală a istoriei Rusiei. Hai să mergem să mai cucerim și spre vest. Da, bun. Deci asta fac acum. Citesc, am lăsat, o să mă întorc la Ivan. Deci m-am autodenunțat. Am cumpărat de pe Amazon această carte de istoria Rusiei. Acești nepatrioți, acești trădători de țară, de la poștă, mi-au dat-o, puteau să nu o dea și nu trebuia să o dea dacă era ministra poștelor Raluca Turcan, că se poate așa comunică. Am rafturi întregi cu literatură rusă, cumpăr Ștedrin, oh, leu. Eu zic acum să vină Raluca Turcan și să interzică, nu, să ceară site-ul familiei lui ăla, Tănase, soț și soție, soț și tovarășe de viață, că nu știți că nu-i căsătorit cu tanti, sau o fi căsătorit, că e bătrân și el. Chiar cam cât mine, dar mă rog. Și i-au dat și ăștia de la americani, nu i-au dat, că i-au dat ei ca să poată să... Mi-a trimis Cora Munteană un WhatsApp acum și că a început Mehmet pe... Este un post TV românesc care dă site, dă ăsta, seriale turcești și au făcut un nou serial cu Mehmet. Eu aștept să se termine. Adică nu mă uit la ăstea care se aștept numai. Am renunțat să stau să văd ce se dă la Istanbul și apoi să văd. Nu, am zis că aștept. Dar nu asta, mi-a dat o știre. Se dă Mehmet. Poate că îl copie și ea și mi-l dă și mie cu subcurte, cu subtitlul românești. Da, bun. Deci, cum adică trebuie interzis? Uite să se ceră, cum adică pe ocazie rusă găsește Ștedrin? Rusul ăla? Se găsește Bulgakov, rus? Nu! Trebuie să se găsească pe ocazie ro numai literatură americană eventual scrisă de Biden. Și de fiusul, n-are cum să zic, de Biden când, nu știu, când e treaz, da? Și de Trump. Nu, nu sunt de acord. Bun. Și citesc și Turghenev. Ar trebui și aici să vină să-mi îl ia. Nu-l confiș. De ce citesc eu Turghenev? Da, bun. Stimați telespectatori, Dacian Cioloș a fost invitat la Anca Alexandrescu, la Realitatea TV, și a făcut o dezvăluire care, cred că cu excepția lui Bogdan Iacu, în presa noastră n-a sesizat-o nimeni, această dezvăluire. Da? Ia să vedem ce a zis Dacian Cioloș. Miliarde de euro. De ce v-a nominalizat Klaus Iohannis prim-ministru? Aveați o legătură dinainte? A fost așa ceva intempestiv? Ați avut o discuție anterioară? Cu domnul Iohannis m-am întâlnit înainte de acea discuție de premier, cred că m-am întâlnit de 3 ore. De 3 ori, de 2 ori când era primar la Sibiu și eu eram comisar pe agricultură și am vizitat Sibiu și de obicei vizitam și autoritățile locale. Și odată în primăvara lui 2015, după ce mi-am terminat mandatul de comisar, când am avut o întâlnire și când m-a întrebat dacă eventual m-ar interesa să mă implic executiv și în România. Dar eu înțelesesem că ar fi vorba de o eventuală poziție Foarte de interesant. Deci, ministru. în primăvara lui 2015. Da, în prima... După la... Cred că prin martie sau aprilie. Deci Și după v-a ce m-am... întrebat. Deci este o dezvăluire senzațională? Păi este foarte simplu, pentru că ea mă face, îmi confirmă teza, axioma potrivit căreia pentru această țară Klaus Iohannis a fost un blestem. 10 ani blestemat, nu vremuri tulburi care... 10 ani blestemat, așa spunem. 10 ani blestemat. Și o să vă spun și ce legătură are cu acea dezvoltare.
În 2015, m-am uitat acum pe toate editorialele mele, am scris aproape pe Cristoiu Blogro, scriam în fiecare zi, dar la două, trei zile comentam un fenomen, și anume efortul lui Claus Iohannis de a-l răsturna pe Victor Ponta, ceea ce s-a și realizat pe urma diversiunii, tragediei de la Colectiv, deci pe care și acum am suspiciuni că acolo a fost o operațiune care a scăpat de sub control, că inițial s-a vrut așa acolo, nu știu, un rănit, doi, trei răniți, gălăgie, trei, nu, până la urmă a ieșit ce a ieșit. Bun. Eu rămân cu suspiciunile și rămân credincios editorialului meu din ianuarie 2016, nu mai știu care, în care am pus, am luat la bani mărunți toate ciudățeniile, cum Claus Iohannis nici nu se terminase, nici nu începuse operațiunile de salvare și el scrisese pe Facebook, corupția ucide oameni și trebuie să demisioneze Victor Ponta. Deci a reușit. Deci, așa, ce ne spune, ce îmi confirmă această dezvăluire uriașă? Și anume, că încă din martie, din primăvara 2015, Claus Iohannis gândise deja guvernul meu condus de Dacian Cioloș. Și într-adevăr, iar după cazul ăsta, ia să vedem, pe 4 noiembrie 2015 de Ponta demisionează și pe 17 noiembrie 2015 este pus guvernul gâmare meu, mâmare, al lui Claus Iohannis. Ajuns președinte în 2014, prin uriașa diversiune, votăm un portret, votăm un prapore, votăm o pânză, cam se încearcă acum la domnul Cârstoiu, la fel, nici nu știam. A votat poporul bucuros de portret. Apropo de portret, fac acum o paranteză, știu că o să vă enervez. Când nu erau poze și un monah voia să, uite, de exemplu, Henric al VIII-lea, da? A vrut să se însoare, cum nu mai țin minte, care era nu știu cât, care și nu știu unde era ea, în Franța. Și îți trimitea, cerea portretul. Portretul era făcut de un pictor. Și Henric al VIII-lea, nu mai țin minte cum se numea, am la de nevestă, după ce s-a însurat și atunci a cunoscut, a zis, auleu, dar e altă decât în portret, da? Și ca să vă amuzați, fac așa o paranteză, că de fapt vorbesc pentru mine, nu sunt încănesc așa. Știți că Ivan cel Groaznic a vrut să se însoare cu Elisabeta. Avea ipicația lui cu... No, geniu. Adică el s-a gândit că în bătălia asta cu Europa, că pornise și el cu Putin, o bătălie cu Occidentul colectiv, să fie de ajutor Anglia, dăduse și foarte multe facilități negustorilor englezi. Elisabeta avea și ea nevoie. Elisabeta mare, aia fecioară, așa zisă fecioară. Și el a vrea să se însoare cu ea, nu știu câte. A vrea să se însoare, era deja la, nu știu, a 4-a 5-a nevastă și când a trimis aia, el să vede, băi, nu-i sură de aici, la el nicio problemă să nu mai fie divorțat. Și n-a reușit. Mă rog, Elisabeta era șmecheră, adică îi răspundea, știu, da, eu nu pot vremuri grele și am probleme, da. Și atunci el a trimis un ambasador să găsească pe cineva din anturaj, o doamnă din anturajul Elisabetei, da. Și el n-avea de gând, era una de vreo 30 de ani, mă rog, nu, Doamnă! Și ăsta i-a comandat portret. Dar înainte de a o cunoaște, și Elisabeta și ea de acolo îi spuneau lui ăsta, bă, e urâtă, nu, spune, transmit, du-te înapoi și spune lui Ivan țarului, nu, nu, nu face de el, e urâtă, e bolnavă de bărsan. Și tot așa. I-a adus portretul. E foarte interesant. Cine e Caterina în serial, vă să vedeți, numele începe așa că vine aia cu portretele, că era și i-a duce lui băiatul ăsta, lui ăla Petru, lui Petru cel Mare, amărâtul ăla.
Și veneau aia și aduceau portrete. Și asta, asta, bă, nu. Așa și aici. Deci noi am votat un portret așa cum s-a însurat Henric al VIII-lea cu aia pe baza unui portret. Și când a fost în realitate, așa și noi. Ne-am însurat cu Claus Iohannis, cu portretul lui care era frumos prezentat de băieții din sistem așa și de marile puteri. Și când l-am văzut, am zis, oleo, Dumnezeule, să n-am nicio legătură cu portretul. Da. Deci el pornește așa că și durea, urmează o perioadă în care el are pici cu Victor Ponta, chiar n-a și scris atunci, însă prin ianuarie Victor Ponta face niște călătorii în America și el zice, opa, stai puțin că ăsta e chiar slugă, da? Și tot anul 2015, el nu face altceva, acest blestemat de Claus Iohannis, dă țara peste cap să-l dea jos pe Ponta. Am aici, nu mai e număr. 18 februarie 2015, cumnatul premierului Ponta este arestat preventiv pe 30 de zile, da? Deputatul PSD Sebastian Ghiță e chemat în calitate de suspect și după câteva ore plasat sub control judiciar pe motiv că a închis ochii deși știa că firma comunatului Ponta are probleme. Pe 26 februarie și sora premierului e audiată la DNA. Pe 5 martie Cornelia Nau, mama lui Ponta, da? Pe 11 martie 2015 este chemat la Înalta Curte de Casație de Justiție pentru a fi audiată în scandalul dosarul referendumului din 2012. După asta vine iunie, e chemat la DNA în cazul Rovinar, este chiar pus și sub investigat și în 2018 s-a dovedit tot aceeași parchet, a zis că fapta nu există. Și iese Claus Iohannis și declară că trebuie să demisioneze. Deci, domnule, tot anul 2015 este pierdut pentru România, pentru că blestematul de Claus Iohannis voia neapărat acest blestem al României moderne, voia neapărat să-și spună guvernului. Bă, un om normal, un președinte normal, bă, sunt președinte, am puteri, sigur, sunt de altă orientare politică, las guvernul ăsta PSD până în 2016, dacă cumva, nu știu, se abate, face mari greșeli pe politică internă, nu știu, externă, intervenționă, nu. El, guvernul lui, acolo, condus de Cioloș. Îl pune pe Cioloș, da? El, Cioloș, guvernul este pe 17 noiembrie 2015 până în 4 ianuarie 2017. În 12 decembrie 2016 au loc alegeri, da? Pe care le câștigă PSD. Lasă la o parte faptul că PSD n-ar fi câștigat dacă ar fi fost guvernarea Ponta până atunci. Se eroda, dar nu asta. Important este că 2015-16 este și el un an pierdut, deoarece guvernul Cioloș nu a avut, a fost un dezastru, nu pentru că Cioloș era bun premier, nu avea sprijin parlamentar, era tehnocrat, bun. Vine PSD, obține 45%, 31 de voturi, da? PNL 19,95. Bă, orice om normal, președinte, minim politician, minim, cum zice, rom patriot, așa, zice, bă, hai să vedem dacă greșește guvernul ăsta. O să, bă, nu, din a apucat încă de ianuarie, începe războiul pentru a răsturna acest guvern. Domnule, războiul durează până în 4 noiembrie 2019. Timp din 2007, timp de 2 ani, da, 2 ani, această țară a fost dată peste cap, a stat pe loc, mai avusese și 2015 și 2016, deja sunt 4 ani, pentru că el vrea neapărat guvernul meu. Îl pune guvernul lui în 4 noiembrie 2019. Aranjează el cu moțiunea de cenzură, deși ăștia aveau majoritatea PSD-ști, și stă până în 7 decembrie 2002. Un dezastru. A fost și perioada de pandemie, cu telișcă, zice Ludovic Orban. A fost un dezastru, atât ce chiar o semană la schimbă, da. După asta vine 21 decembrie 2020, da? Gata. Au loc alegeri, în loc să dea PSD-ului să facă guvernul, că avea totuși majoritatea și putea să facă, îl dă USR PNL, guvernul meu.
Dar nu-i convine cu acest guvernul meu, da, și în toamna lui 2091, 2021, pe 20 noiembrie, face un alt guvern al meu. Guvernul PSD-PNL care e și acum. Ați vedeți noastre rezultatele. Rezultatul acestui nou guvern PNL-PSD este faptul că cele două partide și-au... Deci, încă o dată, avem așa, gândiți-vă, avem 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 ani, domnule, 10 ani în care blestemul Klaus Iohannis, ambiția lui, nu de a administra România, de a fi președinte, de a avea el guvernul lui, ambiția lui a făcut ca țara să stea pe loc. 10 ani le-am pierdut pentru că el n-a lăsat pe nimeni să guverne. Au fost, nu știu, 11 premieri, nimic, 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 nimic. Așa, acum când are nevoie, care are nevoie de un guvern puternic PSD care să îl ajute să obțină și el ce o zvârtă pe acolo, pe la Uniunea Europeană sau NATO, acum a făcut un nou guvern. Noroc că scăpăm de el și nu o să mai avem nevoie. Da. Bun. Klaus Iohannis a fost astăzi la, iar o sindrofie cu NATO. Noi nu mai terminăm cu sărbători. Deci sărbătoarea România NATO 20 de ani a trecut în amploare sărbătoarea centenarului Marii Uniri. Niciodată a istoriei noastre naționale nu a fost așa de sărbătorită ca acest admiterea în NATO. Și aici, domnul Klaus Iohannis a ținut o lungă cuvântare, da, în care a prezentat de ce vrea el să fie autopropus la NATO. Domnilor, țările din flancul estic al NATO sunt, în aceste vremuri, în prima linie aliată de descurajare și apărare pentru menținerea securității euroatlantice în fața posturii agresive a Rusiei. Este de aceea o aspirație legitimă pentru o reprezentare mai semnificativă în structurile de conducere ale NATO, a unei întregi regiuni care, de-a lungul istoriei, s-a confruntat permanent cu pericolul rusesc. România a primit recunoașterea tuturor aliaților pentru performanțele și profesionalismul militarilor noștri și și-a consolidat statutul de partener de încredere în interiorul NATO. Acestea au și fost, de altfel, argumentele intrării mele în competiție pentru funcția de secretar general al NATO, având convingerea că experiența și înțelegerea aprofundată a specificului acestei regiuni complicate reprezintă aturi semnificative pentru deciziile viitoare pe care Alianța va trebui să le ia, astfel încât să asigure securitatea euroatlantică. Da. Deci, stimați-le, stați să ne lămurim. Unul din argumente este faptul că cei de pe flancul de est, printre care și România, cunosc foarte bine pe ruși. Dacă e vorba după acest criteriu, care e o prostie, că secretarul general NATO nu trebuie să cunoască cei ruși, adică tot te cunoaște pe ruși. Adică dacă e vorba de că o țară să pretindă această șefie pentru că a fost în război cu ruși, este Polonia, țările Baltice, România. Ce problemă avem cu România? Au venit în 45 și cu ajutorul unor români, Tătărescu, Groza, deci au instaurat în România, da? Deci nu putem vorbi de faptul că trebuie să fie secretar general NATO reprezentantul unei țări care știe bine pe ruși. Cu atât mai mult cu unei țări care a fost în război cu rușii, pentru că, unul, e o prostie, că la NATO, misiunea NATO nu este să se bată, de aceea s-a înființat NATO ca să îi bată pe ruși.
Dar pentru că, încă o dată, domnul Claus Iohannis face aici o mare măgărie istorică, rescrie trecutul. În 1945, și aici chiar sunt doctor, rușii și comuniștii au declanșat o campanie în România care se numea Dărâmarea Zidului Chinezesc. Ne-a făcea parte articole, cărți despre relațiile româno-sovietice, Galaction a scris relațiile de prietenie dintre biserica cu tare rusă și cu tare cu tare. Au fost invitați jurnaliștii, scriitori, politicieni la Moscova, Patriarhul Nicodim, că de acolo am pornit la vizita. Și se pleca de la următoarea, s-a înființat Arlus, Cartea Rusă. Nu așa. În perioada interbelică până astăzi, până în 45, românii au fost dezinformați, manipulați și li s-au prezentat rușii ca niște dușmani. Nu e adevărat, rușii au fost prieteni tot timpul ai României și ce s-a trecut la o rescriere a României. Acum, noi nu putem rescrie acum istoria României prezentând că noi am fost tot timpul dușmani cu rușii. Și ei așa, când au fost dușmani? 1711, Cantemir era cu rușii, da? Cu Petru. Ba chiar fiică sa era amanta, a fost amanta lui Petru cel Mare, a făcut și un copil, da? După asta, hai să vedem la Marea Unire. Nu, la Unirea din 1859, Rusia a fost de partea noastră. A fost una din țări, Austria a fost împotrivă și Anglia. Rusia a fost chiar de partea noastră. 1877 am fost aliați, da? 1916 am fost aliați, că eram așa, da? În perioada interbelică, era ca acum, a venit războiul din Est, 41-44, când chiar ne-am bătut cu ei, și în 44, la 23 august, până în mai 45, a fost ales cu rușii și ales pe front. Și după asta, sigur că o să spune că nu voia, dar am fost până în 89, până când s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Ba chiar și după 89, vreo 10 ani. Când am fost noi dușmani? A, Polonia, da. S-a fost împărțită de ruși, au fost revolte. Chiar Polonia are o tradiție în istorie. Da, mă rog. Și a doua chestie pe care o prezintă Claus Iohannis este faptul că România, nu știu ce, e recunoscută de aliați ca fiind o țară contributoare la NATO și că din cauza asta Claus Iohannis să fie secretar general. Nu. Unu, nu scrie nicăieri în statutul NATO și în istoria NATO că secretarul general se alege de la o țară pro-NATO, că toate sunt pro-NATO, mă rog, până și Ungaria, numai că ea își face jocuri, da? Și doi, admițând că România ar fi a mai tare țară din NATO și nu Germania, nu Franța, de ce trebuie să fie Claus Iohannis? De ce nu? Uite, Mircea Geoană. De ce nu Marcel Ciolacu? De ce nu Nicolae Ciucă? De ce președintele? De ce s-a autopropus președintele? De ce nu a venit Parlamentul României sau Marcel Ciolacu să-l propună guvernul? Și el să zică, da, domnule, mai gândesc, nu, s-a autopropus. Bun. Așa. Hai să ajungem la, v-am spus aseară, că site-ul familiei Tănase, care este plătit de Departamentul de Stat, site-ul Europa Liberă, plătit, plătit, adică salarii, frumușel, nicio grijă privind accesările, publicitate, că plătesc americanii, da? Bun. Și am spus că acest site a fost dat soției lui Stelian Tănase, al cărei nume nu țin minte, pentru că trebuia să-i dea pensionarul lui Stelian Tănase, și lui acolo, așa că nu mai am înțeles că nu poate să mai lucreze așa ca mine. I-a dat și lui. Și site-ul ăsta, prin utefelista una, Oana Despă, a părât do Arhiva Națională de Filme că vrea să difuzeze în România la două cinematografe despre Asta erau ale Arhivei Naționale, nu știu, Eforie și nu știu care, două filme de propagandă rusești. Oana Despa este o analfabetă în materie de cinematografie. Ea, și ea spune că cele două filme erau chiar filme mari.
erau cu ocazia Zilei Cosmonauților. Este un film extraordinar, science fiction, în care actrița este filmată chiar pe stația spațială internațională, unde sunt și americani, deci nu ne mai pun chiar un film, și unul, noi primii sau cam așa ceva, care e și pe caravana rusă, o să mă uit eu și vă spun mine seara, care trebuie neapărat să-l vedeți, că acum nu o să mai puteți vedea, despre cum au fost aleși de să ajung la Gagarin. E un film foarte bun, da? Care e propaganda? Sigur că băieții coțofenele astea cu conițele tefeliste eterne folosesc o șmecherie. Ele nu spun că ele au zice. Băi, și ne-am adresat, specialistul s-a adresat lui unul tituț, tuiuț, tituț, care e nu știu ce, la global, că România e plină de aceste sinsencuri, sinsenc fundații americană, nu știu care, bun, care a zis el că nu e film de propagandă. Bun. V-am spus aseară că sunt tare curios dacă Raluca Turcan va rezista. Ei, Raluca Turcan a rezistat și hai să vedem așa, hai să o vedem pe Raluca Turcan. Ia să o vedem pe Raluca Turcan, poate vi s-a făcut dor de ea, nu vi s-a făcut dor de ea, așa. Iată-o pe Raluca Turcan, uite ce. Băi, ea pare cel puțin comisar din filmele sovietice, da? Uite aici, o vedeți aici. Arhiva este inacceptabil. Arhiva Națională de Filme realizează contractul pentru difuzarea două filme considerate propagandă rusă și care nu să fie proiectate la Cinema Eforie, Cinema Unii. Este inacceptabil ca astfel de producții cinematografice vădit propagandistice, asta știe rusește, le-a văzut? Nu. Finanțate de statul rus în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Alo, tanti, cuconițo, vorba lui Anton Pan. Aceste filme nu au fost realizate în contextul rus. Sunt filme rusești, da? Să beneficie de spații de difuzare în cinema. Stimați telespectator, primul lucru care țin să remarc e felul următor. Bă, ne-am tâmpit. Mă, admițând că erau filme de propagandă. De propagandă ordinară. Ele urmau să fie date la două cinematografe de specialitate, Euforie și Cinema Union. Cât se duceau, mă? 200, 300. Aia 300 erau atât de tâmpiți încât plecau de acolo convinși că războiul din Ucraina e drept. Bă, tăi, sunteți nebuni? Bă, a ajuns această țară de 20 de milioane de oameni cu tradiție, cu ăsta, să se teamă de două filme rusești? Doamne, mai cred. Bun, ele sunt filme artistice, bun, admițând că erau de propagandă. Bun, și care era povestea? O influența pe Raluca Turcan și o dădea cu piciorușele în sus? Bun, a doua chestiune este pe următor. Raluca Turcan a făcut facultatea la Moscova, da? Potrivit teoriei ei care interzice aceste filme, ea trebuie să-și dea demisia. Pentru că ea este o pro-rusă. De unde știu eu? De ce a spune așa? Filmele erau de propagandă, da? Uite, afirm și eu. Iar Raluca Turcan este agent de influență a rușilor și a fost recrutată când era la Moscova. O să sare, cum adică, dar ea are dovezi că era filmul propagandistic? Pe același criteriu, Cuconița nu are ce căuta nici măcar în rândul clasei politice. A făcut facultatea la Moscova. Și nu, a făcut facultatea după 89, da? Eu am admirat, până a făcut facultatea, am avut și o emisiune care mi-a spus ce a făcut, acum nu mai. Păi dacă plecăm de la premisa asta, ea este, nu avea, deci dacă un film, un film, erau două filme rusești, da? Date la două cinematografii din București, influențau atât de mult, adică propaganda era atât de puternică rusească, încât dădea peste cap stabilitatea României și a tutorelui lui Raluca Turcan, care este Claus Iohannis, atunci ea a învățat la Moscova, la Universitatea Lomonosov și a fost influențată de propaganda rusă. Nu aveai cum. Dacă e așa de puternică încât
prin două filme difuzate odată, răstoarnă toată opinia publică din România, atunci, Raluca Turcan, care era la vremea respectivă și ea o cuconiță coțofană pe acolo, influențată. Deci ea este influențată de propaganda rusă. Dacă, repet, potrivit aceluiași raționament ale ei, că alea sunt filme propagandistice. Le-a văzut să-mi dovedească mie de ce e un film propagandistic, unul science fiction făcut în cosmos, pe stația spațială, cu americani. Erau și americani acolo când s-a filmat. Ba chiar apar și ei în film. De ce? De ce e film de propagandă unul care arată cum erau ei cu Gagarin, da? Repet, dacă astea sunt filme de propagandă și dacă sunt atât de periculoase, Raluca Turcan este de o infinit mai periculoasă, deoarece ea timp de un an și ceva au fost influențată de propaganda rusă și este mai mult ca sigur agent de influența rusă, chiar dacă ea nu spune. Repet, nu am nicio probă, dar nici ea nu are nicio probă. Eu mă bazez pe raționamentul. Măi, ea vorbește, care a făcut facultatea la Moscova. Că puteți să spună la ce a scris delatorul, delatoare, aia Oana Despre. Păi, oameni buni, două filme rusești. Putea să fie și filme în care rușii făceau propagandă despre, în care justificau războiul din Ucraina. Și se dădeau și, nu știu, se uitau la aceste două filme, chiar dacă erau violente, pentru că ele nu sunt propagandiste, sunt de artă. Bun, admițând că erau chiar propagandistice, tendențioase, da? De când și până când două filme date la două cinematografe și ălea cu abonamente cu ăsta influențează poporul român în așa fel încât el iese din, cere să iasă din NATO și Uniunea Europeană. Da, bun. Mulțumesc, la revedere!